Ecoșcoala Țara Copilăriei din Călăraș a sărbătorit majoratul. De la aderarea la programul mondial Ecoșcoala în 2006, grădinița Țara Copilăriei a promovat cu convingere importanța protejării mediului înconjurător. Iubim natura? Da! 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 Foarte bine, foarte bine. Și avem și un cod eco, îl știm? Da! Care este codul eco? Cum sună? Vreau să crezi frumos în lumea. La 18 ani de la începutul acestei călătorii eco, unitatea de învățământ este mândră că a reușit să sensibilizeze comunitatea cu privire la importanța protejării naturii. În data de 9 mai a avut loc evenimentul de reevaluare a activității eco, menit să asigure grădiniței menținerea steagului verde și a statutului de ecoșcoală. La eveniment au fost prezenți reprezentanți din partea ISJ Călăraș, profesor Roxana Natalia Pațurcă, inspector școlar general profesor Georgica Olteanu, inspector pentru educație timpurie Manuela Iordache și Cristina Călin din partea Agenției pentru Protecția Mediului Călăraș, precum și Gianina Aldea din partea Administrației Naționale Apele Române Călăraș. După obținerea steagului verde în 2010, pentru că ne-am înscris în 2006, dar... Am solicitat evaluare pentru acordarea steagului verde în 2010, nu știu ce a făcut, nu m-a învățat nimeni atunci, deci am pierdut 2 ani, în fine. De asemenea, suntem mândri că am reușit să-i convingem și pe alte unități similare de necesitatea înscrierii în acest program, VSGPP Voinicem și Amicii, de anul ăsta. Pentru noi, Ecoschool reprezintă oportunitatea realizării unor acțiuni instructive educative complexe cu implicarea activă a copiilor, cadrul didactice, părinților și cu un ecou important în rândul comunității. Astfel, misiunea, viziunea și valorile CCTG-ului au devenit și ale noastre. Această reușită este rezultatul unui parteneriat pentru un mediu curat alături de alte școli din România în cadrul proiectului mondial Ecoșcoala, coordonat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie București. Prin implicarea copiilor în derularea acestui program, am creat o imagine reală a utilităților în rezolvarea, chiar și într-o mică măsură, a problemelor de mediu. Cu dăruirea și creativitatea educatoarelor și îngrijitoarelor, cu implicarea părinților, cu spontaneitatea caracteristică vârstei copiilor, se pot identifica modalități de realizare a obiectivelor impuse de program, cu integrarea celor propuse în curriculum pentru educația timpurie.